Salutare, prieteni, și astăzi sunteți iarăși la canalul meu, Boș Mihai, și astăzi eu o să vă arăt în Minecraft niște moduri cu skin-uri. Și ele se numesc Skin Pack și noi începem. Și ia că acum voi vă gândiți, dar unde sunt eu? Și eu, uitați-vă unde sunt. Ha? V-ați prins? Noi ne adaugă skin-uri cu niște skin-uri cu diferite blocuri. Iaca. Uitați-vă. Și unde sunt eu? Unde sunt eu? Așa ia ne puteți să vă jucați cu prietenii în vața ascunselea în Minecraft. Și să vă puneți skin-urile acestea, să vă ascundeți undeva. Și noi trecem la următorul skin. Următorul skin arată așa. Și voi vă puteți ascunde în urmă la casa prietenului. Da. Sau să intrați în casă și să nu vă puneți unde este sticla, ci să vă puneți aici, pe shift, să vă puneți aici Iana și să stați, ca să nu vă vadă. Să nu se vadă numele vostru din Minecraft. Așa, stați. Și el intră și voi ne faceți. Bam! Și el păliți. Și el se uită. Nu-i nimeni. Dar voi în timpul acesta fugiți din casă și el nu-și dă seama cine l-a pălit. Vedeți? La ce s-au gândit autorii la modul acesta. Mie mi se par sau se face noapte. Și noi trecem la următorul skin. Și următorul skin are legătură cu apa. De anume, vă puteți ascunde în apă și să stați. Și cineva trece pe lângă voi să iei așa o sticluță cu apă. Și vede aici Iana ceva. Și încearcă să apese să iei apă în sticluță. Și nu se ia. Se gândește ce e asta. Și voi faceți bam și îl păliți. Și începeți să fugiți de el. Hopa! Și gata, Ionus. Așa este un skin foarte interesant. Și așa mai este unul, doar că este skin legat cu lava. Da, e skin lava. Și la dânsul noi trecem. Și uitați și următorul skin. Uitați-vă. Hop. Și nu-i nimeni. Aici nu-i nimeni. Este doar eu. Doar eu. Și nu sunt. Nu. Unde sunt eu? Dar eu sunt domnul lavă. Și noi trecem la următorul skin. Și eu vă zic că următorul skin este foarte tare. Tare.
Nu că este fain, dar este tare. Și voi să scrieți în comentarii ce este. Iar noi încercăm.